În perioada 25-28 martie, echipele naționale U19 și U16 se vor deplasa în Italia în vederea participării la memorialul Franco Gallini. Sportiva Denisa Predoi, legitimată la FC Hunedoara, a primit o nouă convocare la lotul național, însă de această dată, alături de tânăra sportivă, se va deplasa și antrenoarea echipei Alina Moraru, care va ocupa funcția de coordonator al loturilor ce vor efectua deplasarea în Italia. Denisa Predoi a fost convocată și la ultima acțiune a lotului U19 din Rusia, acolo unde selecționata României a ratat finala turneului cu Ban Spring Cup, pierzând cu scorul de 2-0 în fața DPR Corea în semifinale.